legăna pe o pânză de păianjen. Și pentru că nu se rupea, am mai chemat un elefant. Doi elefanți se legănau pe o pânză de păianjen. Și pentru că nu se rupea, am mai chemat un elefant. Eu mă chem Ariadna și am 8 ani. Școala asta se cheamă Brain School și este prietena mea. Bună, eu mă numesc Eliza, am 8 ani. Sunt din România și sunt în clasă cu ea. Sunteți prietene? Adică suntem prietene și suntem în clasa 3-a. Asta este clasa noastră. Clasa noastră și copiii noștri. Adică prietenii noștri, da, învață un test care noi acum nu-l putem face pentru că suntem la televiziunea română. Și îți pare rău sau îți pare bine? Îmi pare puțin bine. De ce? Nu vreau să scap astăzi de un test, pentru că deja făcusem un test mai devreme. Da, la engleză. Acum era de la matematică și nu mi-a plăcut. Și la engleză ați făcut bine? Da. I'm Rebecca, I'm Ariadna Sice. And I'm really happy to have her in my class. She's a very, very talented student. And her English is really wonderful. Today we make a little test and she got a really, really good mark. And she's very sweet with the other children. She has a very good friends at school. And we're really happy to have her with us. She's a talented student. Ariadna este Ariadna Elena Mănescu Perez. S-a născut la Madrid într-o familie mixtă. Tatăl este columbian, mama româncă. În prezent locuiește cu mama, Mihaela. Prietena Ariadnei este Eliza. Prietenia celor două fetițe este benefică, tocmai pentru că își petrec mult timp împreună în românește. Ce ore ați avut astăzi? Păi astăzi, de prima clasă... Deci prima clasă a fost engleză. După aia am avut... Unit of Inquiry. După aceea am avut patio să mâncăm. După aia am avut franceză. Și în franceză am făcut niște lucruri care au fost foarte drăguțe pentru că ne spuneau ce ne place de la școală și așa ceva. Și după aceea am avut... Cum se zice? După franceză am avut încă o dată Unit of Inquiry. Și după aia am avut lunch. Da, și patio și după aceea am avut, cum se zice? Sporturi și după aceea. Și acum avem matematică și după aia spaniolă. Ariadna vorbește cu ușurință spaniola, româna și engleza. Din toamna lui 2012, la un an și două luni, a început cursurile la Brains International School, unde continuă și în prezent. Aici, engleza este folosită în predarea a 80% dintre materii. Este o școală particulară în care se pune accentul pe învățarea prin joc și investigație proprie. Sistemul educațional se bazează foarte mult pe creativitatea manifestată de fiecare elev. Și asta e uniforma noastră. Și pe spate pune B de la Brains. Da. Da. Ce înseamnă Brains? Brains? Creier în engleză. Am înțeles. Și de ce să numi școala voastră așa oare? Că aici toți copiii învață foarte bine. De aici e o școală foarte bună. E o școală privată. Ce înseamnă privată, Ariadna? Privată adică nu poate intra nimeni. Românii din Spania s-au scuturat de mult de eticheta de căpșunari, atât de ironizată altădată. Foarte mulți dintre ei practică profesii chiar de top, într-o societate care prețuiește fără discriminări performanța. Cei cu venituri substanțiale își permit să-și trimită copiii la școli prestigioase, iar prestigiul costă. Mulți dintre copiii aceștia sunt născuți în diaspora. Ar putea oricând să-și piardă urmele identitare într-o identitate de împrumut. Dar 10 la purtare pentru părinții lor, deoarece se străduiesc să-i țină aproape de limba română, păstrătoarea tradițiilor neamului din care se trag.
Cum vi se pare ideea să apariți la televizor? Foarte bună! Mie, de exemplu, eu n-am mai fost niciodată la televizor, doar când am avut 3 anișori. Da, și eu chiar. Păi, pot să zic ceva? Te rog! Cine ne ascultă acum la televizor, vă rog să nu omorâți animalele. Și să avem grijă de planeta noastră. Da, corect. Ca orice fetiță de vârsta ei, Ariadna este încă preocupată de jucării. Unele sunt din România, cumpărate ori primite în dar. Nu neglijează însă activitățile care o ajută să se maturizeze, cum sunt cele din taberele de vară de la Teatro Real și Zoo Madrid. Are o generozitate constructivă. Vrea să salveze animalele planetei și planeta însăși. Ce vă place la școala asta? Mie îmi place să fac sport, să fac yoga și să dansez. Mie îmi place la muzică și la balet. Ce acum este aici pe perete? Aici este steagul românesc. Și culorile lui steagul românesc sunt roșu, albastru și galben. Roșu, galben și albastru. Aici este steagul nostru. Roșu, albastru și galben, doar că în sensul corect este albastru, galben și roșu. Da, doar că a fost din greșeală cineva le-a pus așa și a rămas așa. She speaks about Romania when she has when we have this this taste for foreign kids country, right? Where they prepare a little report about the country, and then is the time when she does the presentation to the class, and that's the moment. În familia Ariadnei, România este membru cu drepturi egale. Are grijă de aceasta mama, Mihaela. Este un apreciat medic specialist pediatru și medic specialist în boli interne la cel mai mare spital din Madrid. Pe lângă medicină, a absolvit Facultatea de Teologie Pastorală din București și este doctorand de la Universitatea de Istorie din Alcalá de Henares. Aici este parcul. Da, acolo este parcul de copii, adică de la 1 la 4 ani, poate. Mai încolo avem al doilea parc, este poate la 4 la 6 ani. Și ultimul este pentru 6 la 10 ani, poate. Nu, și mai e încă unul care de la 10 la 12 ani. Da, corect. Și ai 4 parcuri. Nu, dar uite, 6. Și avem și papagal. 6, 12. Acum. Ariadna are certe calități de lider. Deseori încearcă să-și învețe prietenele românește, și atunci când inventează jocuri, și în alte situații. De altfel, prietenia cu Eliza este încurajată de părinții ambelor fetițe. Ea este surioara Ariadnei mai mică și e verișoara parcă Elizei, dar nu e adevărat că suntem verișoare. Dar chiar ne place să zicem că suntem verișoare. Mihaela și cele două fiice ale sale trăiesc într-o comunitate românească ortodoxă. Este cunoscut rolul extrem de important pe care biserica îl are în a-i ține uniți pe românii din diaspora. Mihaela face tot ceea ce trebuie pentru ca familia ei să știe ce înseamnă ortodoxia, sfânta credință a neamului nostru, și să se împărtășească din aceasta. Toate trei merg cu regularitate la slujbele bisericilor românești din Madrid și din împrejurimi. Sunt în jur de 3.000 și ceva de suflete, de care clar sunt și foarte mulți copii, acum nu avem o statistică exactă. La biserică vin cam 30, 20 și ceva. Depinde și de sărbătorile care sunt. O parte din ei participă și la cursurile școlii parohiale, de la finalul slujbei, după ce se împărtășesc. În sala adiacentă avem câțiva voluntari care le predau cursuri de literatură, de religie, de geografie, de spiritualitate românească. Credința în Dumnezeu a ajutat-o pe Mihaela să înfrunte vicisitudinile destinului. Are un caracter puternic și este devotată trup și suflet familiei. Își crește singură cele două fiice. Reușește în fiecare zi să aibă timp atât pentru cariera ei, cât și pentru buna educare a copiilor, într-o lume competitivă în care însă nu trebuie să uite că sunt români. Tu știi să o poezie românește? Nu. Nu știu?
Da, să citești, să citești. Da. Citești. Cine te-a învățat? Mami. Și o poveste în românește știi? Ți-aduce aminte? Da. Mai spui, spui și mie ce poveste, despre ce era vorba, nu, doar eroi, nu poveste. Adică punguța cu doi bani, care este cocoșul erou. Cocoșul e român? Da. De ce vorbește românește cocoșul? Toți cocoșii vorbesc limba lor. Broasca ce stă cea fermecată. A fost odată un împărat care avea 3 fecioci. Când le-a venit și lor vene, de însurătoare le-a zis împăratul, dragii mei, v-ați făcut mari, mergeți să vă... mergeți de vă căutați ursitele. Copiii, după ce îi sărutară mâna, se gătiră care mai de care să plece cât mai curând. Fiul cel mare își lua pe el haine ce le avea mai bune. Deși își crește singură fiicele, Mihaela s-a hotărât să țină dreapta măsură în ceea ce privește familia mixtă în care Ariadna s-a născut. Se străduiește ca ea să afle în egală măsură identitatea țării tatălui ei, Columbia, și identitatea țării mamei, România. Consideră că îngemânarea unor identități culturale diferite reprezintă un real sprijin pentru copiii care vor trăi într-o lume largă cât întreg pământul. Noi am primit un fel de recomandare, să spunem, când am început pe linia britanică, dat fiind că în situația Arianei ar fi fost un triling, copil triling, mi s-a recomandat să mergem la școală pe partea britanică, de să se vorbească engleză, și acasă fiecare dintre părinți, limba maternă a fiecăruia. Cu tăticul ei a vorbit limba spaniolă și vorbește mereu limba spaniolă, iar cu mine vorbește limba română. Mi s-a recomandat să luăm limbile. Uneori vorbim puțin engleză, foarte. Da, și câteodată citim și vorbim în engleză, mai ales că sunt oameni sau pe Where are my shoes? Și... iar, de exemplu, de foarte multe ori când suntem într-un parc sau când suntem să ne jucăm cu alți copii, foarte ușor se acomodează, adică schimbă de la limba română la limba engleză, la limba spaniolă, nu are o problemă de adaptare la limba. Este complet trilingvă și adaptată pe țări. Citim foarte mult în limba română, vorbim, ascultăm povești, da, vedem filme. Am învățat să citim după abecedar câte 10 minute dimineața. Eu o pieptănam și ea scria litera A, litera B și așa încet, încet de-a lungul timpului am reușit să învețe să citească, să scrie românește. Tu mergi des în România? Da. Bine, nu chiar. Și ce-ți place acolo? Îmi place să merg cu bicicleta cu prietenii mei. Da. Și mai ce? Păi, să zicem atât. Atât? Îmi place, bine, îmi place să merg la jocurile mele de joc favorite, îmi place să mă văd, să văd cu familie. Cum o simți, aparținând României sau Spaniei pe Ariadna? Eu cred că aparțin la Mondurura. Adică aparțin României, mami. Eu decid. Bineînțeles. Și de ce ai decis asta, Ariadna? Pentru că România este țara mea favorită din continent și de alte continente. În afară de Malaysia. La Brains International School, Ariadna le-a prezentat colegilor săi România. Apoi a cântat românește îmbrăcată într-un costum național românesc. România e mereu prezentă în sufletul și mintea Ariadnei. I-a mărturisit mamei că atunci când este singură cu umbra ei, își spun lucruri în românește. O copilăreală serioasă. Tocmai pentru a întări legătura cu limba română, Mihaela încearcă să o ducă pe Ariadna cât mai des la cursurile de limbă, cultură și civilizație românească. Cine știe să-mi spună vecinii fără să se uite pe hartă? Bulgaria. Bulgaria, foarte bine. Unde este? Sus sau jos? Jos. Jos, bravo. Ce mai este? Ce vecini mai sunt? Ungaria. Ungaria. Unde e Ungaria? Unde crezi? Dacă e așa e România, unde este? La stânga sau la dreapta? Încolo. Încolo. La vest. La vest, uite acolo, la vest. Așa. Ce vecini mai are România? Serba. Serbia. Serbia. Unde este Serbia? La... Stai să terminăm, dar unde este Serbia? La vest. La vest, bravo, așa. Cei care au venit la cu și care au rămas
pe parcursul, bine că au fost stimulați și de către părinți și contează foarte mult lucrul acesta, să știți. Deci cei care au venit au fost puțin împinși din spate de către părinți, pentru că sigur că unora le convine mai mult fotbalul sau baletul sau știu eu, engleza sau altceva, dar româna este una dintre materiile extrașcolare. Și sigur că interesează, pentru că se duc în România la bunici și se trezesc că nu știu să vorbească și se simt stingheri acolo și își dau seama că au nevoie de limba lor maternă. Și sunt unii părinți care, din păcate, petrec foarte puțin timp cu copiii și nu au efectiv timp fizic cât să discute cu ei, să vorbească. Și atunci preferă să, uneori din comoditate, alteori din grabă, să le răspundă în spaniolă sau crezând că așa îi ajută să se integreze mai mult, dar nu este adevărat. Ar fi mai bine să vorbească în română cu ei, pentru că românii îi învață corect, dar spaniola mai greu să îi învețe corect, așa că mai bine ar sta cu limba maternă acasă și măcar atâta să facă pentru copiii lor, să îi învețe corect româna. Alexandra, ia! A, da. Am cămașe numărate, plângele dezbraci pe toate. Ce? Ce plângele dezbraci au cămașile la ceva, mai ales în bucătărie? Ceapă! Ceapă, sigur că da, bine! La cursurile de limbă, cultură și civilizație românească, Ariadna este colegă cu Alexandra. Alexandra Nicolae. Părinții acesteia sunt români. Alexandra vorbește foarte bine româna, spaniola și engleza. În familie s-a vorbit mereu românește. Acum învață la colegiul Arula, unde comunică în spaniolă și engleză. Mă numesc Alexandra, am 11 ani. M-am născut în România, în București, doar că atunci când aveam un an și 10 luni, păi am emigrat aici în Spania și acum învăț la școala acesta, colegiul Arula, și e foarte ok școala. Bueno, Alexandra es una niña maravillosa. Es una niña que está totalmente integrada en el grupo. Destaca, para mi suerte personal, especialmente en lengua, yo soy especialista en lengua española y ella destaca en esta asignatura. Además me encanta tener niños de otros países porque la verdad creo mucho en el tema multicultural, así que ella en lengua es de verdad, respeto también su idioma, su lengua materna, el rumano, y en algunas ocasiones ella lee en rumano la lectura obligatoria y luego la traduce al español, me hace el trabajo en español. Así que bueno, somos un tándem perfecto las dos y en clase ella. Asta e clasa mea, aici avem niște cărți care facem așa, asta e a noastră și facem așa ca niște povestioare cu o frază și păi le votăm așa în clasă, le citește Isa și păi după aia cine câștigă păi intră în cartea asta și la sfârșitul anului păi o punem în carte și așa. Și anul ăsta cred că o să facem alta și o să punem aici. Dar încă nu am început să începem să scriem după aia. Mirad, yo he vivido en Alemania 20 años, mi marido y mi hijo son alemanes. Tenemos en el colegio, en clase, compañeros franceses, belgas, dos niños rumanos. Hablamos de todos los países, ¿eh? Como os digo, de verdad que me encanta la multiculturalidad. Y sí que nos cuenta muchas cosas de su país y sobre todo de la lengua. Hacemos mucha gramática comparativa. Ella habla de cómo es en rumano, lo comparamos con otros idiomas europeos y lo comparamos con el español. Así que las clases salen enriquecidas por niños como ella. Mama Alexandrei, Daniela, a fost profesoară de limba română în România. Acum predă cursuri de limbă, cultură și civilizație românească în Spania. Tatăl, Marius, a fost canotor de performanță. A făcut parte din lotul olimpic al României. Acum este profesor de sport la un colegiu din Madrid. Alexandra vorbește foarte bine românește. Cum ați reușit? E venită de mult aici, de la nici 2 ani. Da, e adevărat. Totdeauna am încercat să
îi insuflăm dragostea pentru România, pentru limba română și cum să nu vorbească românește în condițiile în care mama e profesor de limba și literatura română. Iar limba română e o limbă foarte frumoasă, e păcat să nu o știe. Și pe lângă avantajul acesta, învățând și cunoscând foarte bine o limbă, fiind limba ta maternă, poți să înveți foarte ușor celelalte limbi. Engleza, franceza, germana. Și asta e un lucru dovedit, pentru că nu are absolut deloc probleme în a învăța alte limbi străine. Să vă spun o anecdotă, cum a început ea să învețe românește. Îi povesteam de Moș Crăciun, vine Moș Crăciun, cred că avea 3-4 ani, nu avea mai mult. Și mă întreba, auzi, vine Moș Crăciun, dar cum îi scriu eu scrisoarea? Păi vezi că moșul ăsta știe doar limba română, altceva nu știe. Și atunci, păi hai să-i scriu, apucă-te și scrie. Și începea, dragă Moș Crăciun, și mi-a arătat, e corect? E corect. Atunci, pe vremea aceea, mergea la cursurile de limbă, cultură și civilizație românească. Și ușor, ușor așa a învățat. Astăzi o propoziție, mâine alta, apoi mâine alta și ușor, ușor și-a dat drumul. Mergând la clasele de limbă română, evident că a învățat și mai mult. Și citind în română, vede, auzind la televizor. Evident, când vede desene animate, mai sunt expresii pe care nu le înțelege, că oricât am încercat să-i explicăm, e o luptă care niciodată nu se termină, mai are lucruri care îi scapă. Și atunci o întreb, ai înțeles expresia respectivă? Nu. Și atunci eu explic, uite, asta înseamnă, asta a vrut să spună. Și atunci toate lucrurile astea îi vin în ajutor, totdeauna e un ajutor. Pasiunile Alexandrei se împart între muzică și sport. Cântă la pian și la chitară. De-a lungul anilor a practicat judo, gimnastică ritmică, înot, echitație. În cadrul diverselor competiții a câștigat și câteva medalii de care este foarte mândră. Și o completare. Îi mai place să deseneze și să danseze. Asta n-am câștigat-o eu, e al tatii de la canotaj, e canotor, are și el medalii. Asta de la not, am două, fiindcă una i-au dat-o tatălui meu, dar normal am câștigat doar una la un concurs de not. Și restul, păi, sunt de gimnastică ritmică. Asta zice Escuela San Sebastián de los Reyes. Nu mi-amintesc prea multe, fiindcă a fost acum ceva mult timp. Ai făcut gimnastică ritmică? Da, asta e de la Colegiul Laru Lacă, s-a făcut și acolo. Asta e din Molar, aici în Al-Halbir. Și am luat și aur, de toate am luat. Asta e ultima competiție din Busta Viejo, pe o știi, fiindcă avea asta așa. Aici, asta nu știu de unde e, dar am luat multe. Și asta, tot din Arula și toate, astea sunt toate medaliile mele. În ce limbă vă jucați cu Alexandra? În română. Ce înseamnă România pentru dumneavoastră? Rădăcinile, acolo sunt, acolo au fost bunicii, acolo sunt părinții, acolo sunt amintirile cu prietenii, școala, acolo sunt rădăcinile, dar... Când spuneți acasă, vă gândiți acolo la rădăcini sau aici, la prezent? Eu cred că jumătate-jumătate, pentru că acolo sunt rădăcini, acolo e casa și ți-e dor de anumite lucruri care lipsesc în Spania. Dar și aici suntem acasă, pentru că aici ne simțim bine, aici muncim, aici trăim. De ce ai colorat papagalul ăsta așa? Păi că mi-a plăcut și atunci când o să ne mutăm de aici într-o zi, păi să-l pun în camera mea și să-ți clipească așa și e foarte frumos. Știi ce reprezintă culorile acelea? Da, steagul României, într-un fel. Te-ai gândit la asta sau a fost așa, întâmplător? Nu, a fost întâmplător și așa. Dar ce înseamnă România pentru tine? Păi, am o legătură cu ea doar pentru bunici. În România încă nu o cunosc așa de bine, că n-am avut atâta timp să o vizitez și așa. Cei mai mulți prieteni ai Alexandrei sunt spanioli. Cu alți copii români interacționează doar la cursurile de chitară. Sigur că părinții încearcă să-i sădească România în amintire. Dar în România merge o dată pe an. Este ca o țară de vacanță, țara bunicilor. În familie se țin datinile din țara aceea și Alexandra participă la ele. Acasă la ea. Acasă la ea, în Spania.
Vrem ca Alexandra să facă parte din generația noastră următoare într-o lume globalizantă? Trebuie să-i ducem România mai aproape. Altfel... En el tupper guarde tu corazón, guardate el alma, digare, mi amor. Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.